legată de un proiect la care tot muncim de mulți ani și care nu apare, că am venit de la Tulcea tot cu bacul. Am reușit, și era ministru domnul Todorovici, am reușit să punem în acordul cu Uniunea Europeană perioada 2014-2020 prin acel ITI pentru Delta Dunării finanțarea nu doar a podului pe care și-l dorește toată lumea de zeci de ani, dar și a lucrărilor de infrastructură aferente. După cum știți, domnul Tudose în ultima zi de mandat a semnat contractul. Asta era în ianuarie. Și totuși nu se întâmplă lucrurile. Am verificat la Bruxelles. Avem o situație, eu am verificat-o de mai multe ori ca să fiu sigur că e adevărat, că nu puteam să cred. Până azi, când sunt aici la dumneavoastră, la Brăila, și am așteptat această zi ca să fac aici apelul, la Bruxelles n-a venit niciun proiect pentru finanțare. Nu există o aplicație pentru finanțarea acestui pod. Asta înseamnă că dacă nu se mișcă mai repede și dacă nu se mișcă bine și dacă se apucă de lucrări, aveți două variante, proaste amândouă. Ori să se oprească lucrările la un moment dat și să rămâneți cu niște, cu un început de pod, Dumnezeu știe câți ani, ori să se continue să finalizeze și să dăm 500 de milioane de euro din banii de buget, adică din ceea ce ar trebui să folosim pentru sănătate, educație și altceva, în loc să-i luăm nerambursabil, sigur, cu partea de cofinanțare de la Comisia Europeană. Doamna comisar Crețu a transmis pe căi neoficiale, a încercat să convingă oamenii de acolo, nu prea are cu cine să vorbească la guvern. A spus și public, și poate nu înțelegeați, că era nemulțumirea legată de pod, a zis, domnule, am bani, veniți cu proiectul ca să pot să vă dau banii. E incredibil că în acest moment, la 3 ani după ce am lansat tot și s-au aprobat de principiu finanțările, încă nu există proiectul și sper, o să facem ca deputați o interpelare pentru Ministrul Transporturilor, să trimită la Bruxelles cât mai repede proiectul ca să putem să cerem bani. Al doilea lucru important, care are legătură tot cu partea locală, dar se referă la mai mult decât atât. Știu foarte bine tragedia economică și nu doar economică, ci și socială provocată de pesta porcină. Dincolo de faptul că au fost practic distruse două crescătorii extrem de importante de aici, din Brăila, unde lucrau foarte mulți oameni, știu că s-a intrat în curțile oamenilor, le-au omorât animalele. Românul e obișnuit cu relele și face și caz de necaz. Ne-a zis cineva că de Crăciun o să mănânce vouchere. Că o să le dea guvernul nu știu ce vouchere. Voucherele, sau mă rog, despăgubirile, cum le-a pronunțat domnul Daia, sunt binevenite și trebuie date despăgubiri. Dar vreau împreună și Daniel, cu siguranță, are expertiza și ceilalți colegi ai noștri, vreau să facem un proiect pe care după aceea sperăm că îl susțin toate forțele politice, să repopulăm aceste ferme. Adică nu doar le dai omului niște bani pe care sigur îi cheltuie și cu asta basta. Ideea principală este mai puțin să te îndrepți spre despăgubiri, ci să te îndrepți spre repopulare, în așa fel încât dacă s-a întâmplat această nenorocire, din care toată lumea a avut de pierdut, dacă se luau măsuri din timp, sigur că putea fi redusă sau chiar evitată, mai puțin sigur firma de dezinfectanți a nașului domnului Dragnea, mi-am permis să merg din Brăila până în Galați, am înțeles că m-a dezinfectat acolo cineva, era o apă, capă, știți, cap la febra aviară. În schimb, firma nașului domnului Dragnea, care a vândut dezinfectanți, a făcut multe milioane. Eu vreau din... nu mă interesează, treaba lor. Eu vreau să cred că putem să facem și mai bun acest